Amânarea operațiilor la umăr, genunchi și gleznă duce la artroză. Atrăgeau atenția mai mulți medici ortopezi la începutul pandemiei de COVID-19 în România. Despre afecțiunile ortopedice netratate la timp care pot degenera cartilagiul din articulații, despre tratamente chirurgicale inovative, dar și despre protezarea unei articulații vom discuta cu domnul dr. Eduard Cernat, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Universitar de Urgență Militar Carol Davila. Medicul are mai multe stagii de formare profesională în străinătate, în Europa, fiind specializat în chirurgia minim invazivă. Activează și în câteva clinici private din România, așa că aș vrea să îl invit să ne povestească puțin despre afecțiunile ortopedice cele mai frecvente. Domnule doctor, care sunt cele mai frecvente astfel de afecțiuni care, netratate, pot duce la artroză? Fiecare articulație are specificul ei. Punctual, cred că la nivelul șoldului sau la nivelul membrului inferior, vorbim în special despre instabilități, leziuni incipiente de cartilaj, dezaxări de membre. La nivelul umărului, de exemplu, vorbim în special despre instabilitatea umărului, iar la nivelul coloanei vertebrale sunt leziuni degenerative care afectează mai multe segmente unitar, iar acolo subiectul este cu atât mai complicat. Deci, punctând pe scurt, la nivelul genunchiului vorbim de instabilități și dezaxări, la nivelul gleznei vorbim de instabilități și leziuni mai ales traumatice, la nivelul umărului de instabilități în principiu și la nivelul șoldului cele mai frecvente afecțiuni sunt leziunile de labrum sau deformitățile congenitale de tip impingement femoroacetabular. Artroza este una din problemele cu care se confruntă românii și știm că nu stăm bine deloc în statistici. Câți dintre pacienții care vin la dumneavoastră au așa numita artroză de uzură sau artroza primară și în ce stadiu vin practic la ortoped? Cred că majoritatea se adresează medicul ortoped pentru probleme degenerative. Stadiile în care vin diferă foarte mult de toleranța la durerea pacientului și de sensibilitatea pacientului și de nivelul de activitate pe care îl desfășoară. Cu cât pacientul este mai activ, cu cât profesia e mai solicitantă, cu atât vine într-un stadiu mai precoce, pentru că nu își poate desfășura activitatea cotidiană. Cu cât este mai sedentar sau cu cât profesia este mai puțin solicitantă fizic, cu atât cred că vine într-un stadiu mai avansat. Sunt tineri în general la acești pacienți? Sunt din ce în ce mai mulți tineri care vin cu leziuni degenerative, în special cu artroze. Sunt oameni de obicei care fac sport, care acuză dureri în timpul activităților sportive, care acuză impotențe funcționale care apar în timpul zilei la solicitări din ce în ce mai mici, dar sunt și pacienți vârstnici care au amânat momentul tratamentului și vin cu artroze foarte avansate, care în principiu necesită protezare la momentul respectiv. Durerea este principalul simptom care îi aduce la ortoped? Pe vârstnici da, pe tineri și durerea, dar și instabilitățile, pentru că nevoia lor de a face sport sau dorința de a face sport îi face să vină atunci când o articulație este instabilă, pentru că nu pot practica sportul respectiv. Aș spune durerea la vârstnici, durerea și instabilității la pacienții mai tineri. Pentru că ați vorbit de sportivi, știu că aveți și această specializare, vă ocupați de medicina sportivă și de recuperare.
În general, la persoanele tinere care practică sportul, este frecventă artroza? La pacienții care neglijează problemele atunci când apare artroza. Dar n-aș spune că este frecventă, pentru că majoritatea sportivilor vin într-un stadiu incipient. Atunci când nu pot să-și desfășoare activitatea profesională, în principiu se adresează medicului. Nu sunt specialist în recuperare, efectuez o gamă destul de largă de intervenții chirurgicale în sfera aceasta. Ofer postoperator recomandările adecvate. Recuperarea este un subiect de care suntem foarte strâns legați, pentru că rezultatul a ceea ce facem noi depinde foarte mult de felul în care se recuperează pacientul respectiv, dar nu e domeniul pe care noi îl gestionăm sau îl coordonăm. Avem colaborări. E medicul de medicină de recuperare. De medicină de recuperare, dar sunt kinetoterapeuții cu care colaborăm foarte strâns, pentru că, repet, rezultatul a ceea ce facem noi depinde foarte mult, în mare măsură, de felul în care se recuperează pacientul. Oricât de precis, oricât de exact ar fi efectuat gestul chirurgical cu o recuperare deficitară, rezultatul funcțional nu e cel dorit. Și asta ne impactează direct satisfacția profesională, impactează pacientul și noi încercăm să fim foarte atenți la lucrul ăsta. Știți că multora le e frică de bisturiu și acesta este un motiv pentru care nu ajung la chirurg sau la ortoped. În ce măsură artroza se poate rezolva fără tehnici invazive, fără bisturiu? Artroza nu se rezolvă. Artroza se previne. În momentul în care apare, tot ce se poate face este să fie ținută sub control astfel încât să stagneze sau să progreseze cât mai lent. Tot ceea ce facem de obicei, cu titulatura de Joint Preserving Surgery, sunt gesturi chirurgicale sau tratamente non-chirurgicale care au ca scop prevenirea artrozei sau încetinirea evoluției. Deci nu putem să o soluționăm, din păcate, nu putem să o reversăm. Vis-a-vis de bisturiu, cui nu e frică de bisturiu? Eu cred că pentru un medic, lecția de a fi pacient e o lecție foarte prețioasă. Și cred că în momentul în care treci prin experiența asta, privești lucrurile diferit. Și cred că e un lucru la care fiecare dintre noi trebuie să reflecteze, pentru că atenția la detalii, empatia față de oamenii care sunt în suferință e foarte importantă. Și dacă ești pacient, ca medic, realizezi cum e de partea cealaltă a baricadei. Și cred că e o lecție foarte importantă asta. Având în vedere contextul pandemic în care ne aflăm, știm că în ultimii 2 ani au fost tot felul de probleme cu accesul pacienților în spitale, în anumite momente, lockdown sau după lockdown. Pe de altă parte, frica pacienților de a accesa serviciile medicale din unitățile sanitare de teama de a nu se infecta cu noul coronavirus. Toate astea au dus într-un fel sau altul la cazuri mai complicate, la creșterea numărului de cazuri în ceea ce vă privește. Cum se întâmplă în spital? Toate la un loc. E un subiect care e intens dezbătut la nivel internațional, s-a întâmplat absolut peste tot, de la țările cele mai puțin dezvoltate la țările cele mai dezvoltate, și am văzut-o și o vedem în continuare și în România. Da, sunt pacienți care au fost în mare suferință și care nu au putut fi tratați în spitalele nici publice, nici private, din cauza restricțiilor, cu toate că, din punct de vedere legal, niciodată nu s-a limitat accesul lor, numai că o vedem și astăzi. Da, sunt spitale care în continuare tratează cu predilecție pacienți care au insuficiențe respiratorii și care nu au capacitatea să preia pacienții care au probleme care pot fi amânate. Dar prețul de plătit pe care din păcate pacienții l-au plătit cu vârf și îndesat este că amânarea tratamentului la timp complică problema, complică
complică tratamentul, iar pentru noi prețul de plătit a fost că a trebuit să găsim soluții tehnice pentru a rezolva o problemă mai complicată. Din experiența dumneavoastră în ultima perioadă, cu cât a crescut numărul cazurilor complicate care au venit la spital? Nu pot să răspund. Mi-e greu să estimez, pentru că sunt mai mulți factori care duc la creșterea numărului de cazuri complicate. În primul rând, la noi oricum cresc cazurile complicate pentru că suntem o țară care crește de la an la an și odată cu creșterea nivelului de trai, cu creșterea speranței medii de viață, automat cresc complicațiile pentru că pacienții sunt mai vârstnici, dacă vorbim de cei vârstnici. La asta s-a adăugat faptul că multe probleme au fost amânate ca și tratament. Deci mi-e greu să vă spun cât au crescut cazurile complicate doar din cauza pandemiei. Cert este că vedem cazuri mult mai complicate. Dar, pe de-o parte, lucrul ăsta înseamnă și ceva bun. Înseamnă că pacienții au acces la servicii medicale și caută să trateze probleme care în trecut poate nu aveau soluție sau nu găseau soluție sau poate nu găseau soluție în țara în care trăiesc, da? Acum caută soluție și găsesc soluție. Nu spune neapărat că sunt numai aspecte negative din punctul ăsta de vedere.